Campania Gărzii de Mediu s-a lăsat cu amenzi. Tematica de control a inspectorilor a avut trei problematici. Modul de gestionare al deșeurilor de pe raza localităților, modul în care s-au atins edilii țintele privind reciclarea deșeurilor și nu în ultimul rând, pentru prima oară în activitatea noastră, am făcut o inventariere a tot ceea ce înseamnă directivă cadru apă, în care sens am evaluat toate localitățile cu privire la alimentarea și canalizarea de apă. Au fost găsite probleme majore în domeniul reciclării deșeurilor. Unde suntem deficitari, în sensul că s-au constatat circa 10% din localitățile județului Goș care nu au inițiat o implementare a unui sistem de reciclare a deșeurilor. De ce spun că suntem deficitari? Pentru că în acest sens unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să plătească la administrația Fondului de Mediu o anumită taxă pentru neatingerea țintelor de reciclare a deșeurilor. Deși există sisteme de canalizare în multe localități, cetățenii nu se racordează la acestea. Conform normelor europene, cei care nu se vor racorda vor fi amendați de către inspectorii de mediu. Directivele europene obligă ca toți cetățenii care beneficiază de acest sistem de canalizare să fie racordați. În acest sens, am făcut o inventariere chiar pe gospodării la nivelul localităților și am cerut primarilor ca până la sfârșitul anului să încunoștințeze toți cetățenii care beneficiază de un sistem de canalizare astfel încât să fie racordat. În urma campaniei, inspectorii de mediu au aplicat 20 de amenzi care au cumulat per total o valoare de 50.000 de lei.